Toate aceste atribuții. Săturându-mă de aceste lucruri, și puteți interpreta ceea ce spun în toate nuanțele posibile, nu mă tem nici de cele negative, am fost sătul să văd niște oameni în genunchi și întunecați. Și atunci am considerat, băi, ce pot eu să fac? Să tac precum tac colegii mei care acceptă umilința, care acceptă să, să se fure cu semnăturile lor care pentru prime ore suplimentare și pentru un confort social acasă, motivat ca o familie, ca o copii, ca o viață și conștienți, prin experiență probabil, că și atunci când ai o atitudine, o ai degeaba, că în România toate lucrurile astea sunt zadarnice, pentru că un om nu poate schimba lumea și pentru că tot ceea ce face el este supus Lipsei de rezultat, și că doar își prejudicează statutul, confortul, nervii și așa mai departe, și că nu se realizează nimic, și atunci ajung la concluzia că nu trebuie să facă nimic. Și eu. Acum ai mai fi ce o psihologie, da, în sfârșit, o, orală. O, 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 o psihologie pe care eu am văzut-o, pe care am trăit o acolo. Deci, și... dumneata de ce nu o ai? Toți ceilalți nu o au. Pe adumitare și dumneata nu ai pe lor. Este posibil ca eu să trăiesc în locul lor. Stările, sentimentele și raționamentele. Dar cei care au semnat alături de dumneata aceste proteste, pe ce poziție sunt? Păi ei l-au semnat pentru că erau cei prejudiciați, personal. Da. Și le-au semnat în momentul când au constatat că în punguța lor nu mai intră niciun ban. Nu le-au semnat înainte de a intra banii. Și fiecare, dacă ați ști dumneavoastră, și îmi pare rău că trebuie să o spun, Semnează în momentul când constată că nu mai au șanse de a primi banii în anul respectiv. Deci nu și reacționează anticipativ și numai atunci. Nu reacționează pe principiu. Da. Reacționează când sunt afectați personal. Și asta este o problemă gravă. Este o problemă foarte gravă. Pentru că nu reacționează din grijă pentru domeniu și reacționează atunci când se simt că au fost lezați. Da. Haideți să dăm și un exemplu și am să vă pun o întrebare. Ce e de făcut? Pentru că totdeauna trebuie găsită și o soluție, dumneata acționezi, dumneata de conspirații, prin sistemul Da. Deci ai dat soluții am, tot timpul. Haideți să vedem ce soluții. Ce e, caz, la ce în vezi. cazul ăsta, a, a apărut luni în presă, în ziua, dar și în alte publicații, știrea. Guvernul desfințează 13 reviste de cultură. Ele sunt citate și desfințarea înseamnă că guvernul nu le mai finanțează. Ele pot să apară pe alte speze, pe alte mâini, dar ele uh, sunt scoase de sub uh, egida Ministerului Culturii, care nu și asumă aceste publicații, îi disponibilizează pe angajații lor și, uh, iată-le, uh, Contemporanul, Literatorul, manuscriptul, Deșteptarea Românilor, Moftul Român, uh, Albina, Teatrul, Universul Cărții, het uh, Corunc, Vilnie, uh, Slovo, uh, au datorii. Ele datorie vor fi preluate de Ministerul Culturii, dar revise nu mai sunt finanțate de Ministerul Culturii, deci ele rămân la voia soartei, cum se spune. 13 revise desfințate. Trebuiau să apară până acum? Au apărut. Trebuiau să apară? Aveau dreptul de apariție? Bine da. dreptul... Aici este o discuție pe care, la care eu m-aș putea întinde, încerc să fiu cât mai scurt. Aceste reviste nu au mai primit finanțare de când a venit acest mandat extrem de libertin la conducerea României, acest guvern și ele practic nu au mai primit finanțare din partea Ministerului Culturii de patru ani. Practic ceea ce au constatat e ilegal acum la final de an ca să nu producă tensiuni și să nu mai aibă cine le precepta pentru că un guvern pleacă la un moment dat cât și-a dorit să stea la putere și au dat acum cu două zile înainte, o săptămână înainte de a se face nou guvern, de a se încerca votarea lui în Parlament, în fugă. Adică este un pumn și după pum fugi. Este o tehnică pe care am întâlnit-o exact înaintea plecării de da, la putere? Eu în, prin scara blocului pe la mine, pe Noltenia, pe unde am crescut, eu să chemat dai și fugi. E o metodă de bătaie da. care e destul de de, avant, de avantajoasă la un moment dat. Îți creează condiție fizică. Deci asta s-a întâmplat și cu aceste reviste. Ele practic erau desfințate, în fapt. Prin faptul că, simplu, fapt că nu mai primau niciun bani de la administrația Dar Contorii. Ele apăreau, deci nu erau desfințate. Dar apăreau. Așa. Apăreau sub autoritatea altor finanțatori, altor instituții, pentru că oamenii s-au descurcat între timp. Domnul Mircea Micu, depit de la Literatorul Știu, foarte bine a preluat o fundație a domnei sale. manuscriptul a fost preluat, dacă nu mă înșel, de Muzeul Literaturii Române București și alte publicații ale, de exemplu, sunt două sau trei maghiare care sunt finanțate și erau finanțate și când primeau bani de la Guvernul României într-un gest lăudabil, eu sunt foarte de acord cu aceste lucruri, erau finanțate de Guvernul României, de Guvernul uh, Ungariei. Ungar. Ungar. vedeu de Da, dacă nu și o dacă coruncu și așa mai departe. Dacă Guvernul Ungariei finanțează reviste din România, maghiare, este absolut imposibil cum reviste din România nu pot fi finanțate de Guvernul României. Dar asta nu este, este o laude a lor, nu este o critică, este o critică a noastră, este o situație absolut de, dementă. Pentru că Guvernul României, care la cultură deci, nu este condus de românii României ar fi trebuit să financeze inclusiv publicația ale românilor din străinătate și s-a întâmplat acest lucru imediat după Revoluție, în perioada aceea. S-a renunțat la el, din motive de strategie națională. Dacă înțelegeți ce vreau să spun, că nu pot să pun ghilimelele da, în ce Da, am vorbesc. să te completez, am lucrat în minister și cunosc momentul, da. Da, și aceasta este situația. Practic, acum s-a constatat, din punct de vedere juridic, exista o hotărâre de guvern în care aceste reviste erau trecute pe o anexă ca fiind instituții care aparțin de Ministerul Culturii. s-a dat, s-a rectificat hotărârea respectivă și s-a spus că nu mai aparțin de Ministerul Culturii. De fapt, ele nici nu mai aparțineau.